Bună ziua, șoferițe și șoferi! În acest video vom vedea cum se face modificarea diferenței de fus orar între ora UTC și ora locală oficială în statul în care este matriculat camionul. Este obligația șoferului de a efectua aceste modificări în urma schimbului orar în lunile martie și octombrie ale fiecărui an. Atenție! Se face doar modificarea diferenței de fus orar, nu o schimbare de oră după bunul plac. Mereu va exista și se va menține aceeași oră UTC plus diferența către ora locală. We'll be right back.